Am ajuns în sfârșit și la mare. Acum chiar că simțim că suntem în Cipru și că suntem cu mii de ani în urmă, așa la aici. Și ceva ireal. Hai să vedem la ce provocare ne-am pus. Să vedem dacă o să reușim să o batem sau nu. Sau ne bate ea pe noi. Cu gecile pe noi, am tricou pe dedesubt. Că nu ai cum altfel noaptea. Uitați aici, pe Emi. Uitați aici, pe Alexandrina, și acum vin și eu aici. Bună dimineața. De aici din Nicosia. Acum am ieșit din hotel. Aseară n-am mai filmat, deoarece am fost foarte obosiți. După două zile de călătorit, n-am mai rezistat eu cu Alexandrina. Dimineața. Și acum plecăm de aici, din Nicosia, pentru că nu mai avem ce vizita, nu mai sunt foarte multe atracții turistice aici, în Nicosia. Erau mai multe în cealaltă zonă, în zona de nord, a partea Turciei, dar noi nu am putut ajunge acolo, deoarece nu avem pașapoarte. Partea o lăsăm pe altă dată, când mai venim în Cipru, și acum plecăm de aici și ne îndreptăm către Larnaca, orașul Larnaca. Să vedem cum va fi drumul și cum va fi următoarea noastră destinație. Am ajuns și în orașul Larnaca. Acum ne îndreptăm încet către brutăria, care vrem să mergem. Uitați aici, am ajuns la brutărie și hai să vedeți ce este aici. Am ieșit de la brutărie, uitați cine a luat. Aceasta este o plăcintă grecească, plăcintă sau nu știu cum se spune, mai exact în română, care are înăuntru șuncă și cașcaval. Cum este, iubire? Este bună? Acum mănânc și o gustimea și aici în față mai avem o tiropita grecească, adică o iarăși o plăcintă cu brânză sărată. Și aici ca și desert ne-am luat niște baclava și iarăși ceva grecesc dulce, cu miere. Și aici ne-am luat un fel de cappuccino cu vanilie și biscuiți. Haideți să mâncăm și revenim. Ce bun e! Ce am aici? Cafeaua? Hai să vedem dacă merge combinația. Super dulce, dulce cu sărat. La cine îi place, merge super combinația. Continuăm să mâncăm și revenim după ce am terminat. Gata, am terminat de mâncat și acum plecăm către următoarea noastră destinație. Haideți cu noi!
Gata, am parcat mașina acolo în spate și acum ne îndreptăm către următoarea noastră destinație. Este aici, la 500 de metri. Mergem puțin pe jos și ajungem. Asta este secția de poliție din Larnaca. Uitați cum arată. Gata, am ajuns la destinație. Spatele meu este portul din Larnaca. Și acum căutăm intrarea, unde să intrăm în port. Pe aici undeva, cred că în față acolo s-ar vedea intrarea, să vedem dacă chiar aia e. O fi aia? Cred că da. Până la urmă am găsit intrarea, iubita, nu? Da. Ce frumos arată aici. Hai să vedeți aici câte bărci sunt în fața. Stați aici. Frumos e. Chiar frumos portul ăsta, nu? Mie mi-a plăcut portul. Chiar frumos a fost. Chestia e că bate soarele, uitați-vă din direcția de acolo, și nu am putut să facem poze, nici cum. Am vrut să facem niște poze, dar n-am reușit. Am făcut câteva, dar în cele mai multe ne strâmbăm de cauza soarelui. Și deja bate soarele destul de tare, este ora 10. Cred că sunt vreo 20 de grade acum, cam așa, 20 de grade la ora 10. Deci astăzi cred că o să fie mai cald ca și ieri. Ieri au fost 21 de grade. Și hai să mergem la următoarea noastră destinație, să vedem ce mai găsim pe aici. Am ajuns în sfârșit și la mare. Iubita, acum chiar că simțim că suntem în Cipru, nu? Da. În sfârșit. Ce fain e Bisericul. Până acum v-am arătat numai monumente istorice, acum vă arătăm și ceva mai diferit, natural. Uitați aici, marea, ce frumoasă e. Uitați-vă acolo un vapor de marfă, marfar, cum navighează pe mare, frumos. Uitați că câțiva oameni au curaj să intre și în apă. Ce face acolo, iubita? Uitați-vă ce face Alexandrina.
R plus A. Trebuie să pușim plus. Hai să vedem dacă vine Maria să iei inima. Nu! Ți-a furat-o! Ai apucat să faci poză? Oh. A, uitați cum ai făcut mai una aici. Cum ai făcut mai una aici. Lasă, cred că a apucat. Asta a apucat să facă jumătate de poză și asta nu mai a apucat nimica. Deci trei inimi a făcut Alexandrina. Este o vreme superbă. Luna ianuarie în Cipru. Orașul Larnaca. Cam atât a fost aici cu plaja Larnaca. Plecăm către următoarea noastră destinație. Am făcut niște poze aici destul de superbe și ne-am ales cu niște amintiri frumoase, nu? Da. Gata, am ajuns la următoarea noastră destinație. E acolo în spate. Uitați aici, e castelul medieval din Larnaca. Și uitați aici, cred că aici este intrarea. Hai să vedem. Asta este castelul. Și acum intrăm să vedem. Trebuie să plătim ceva sau nu? Da, 2,50 € trebuie să plătim. Uitați acolo, aici intrarea. Hai să cumpărăm biletele și... Uitați, acestea sunt biletele. 2,50 € a costat de persoană. A plătit 5 € pentru două persoane. Și aici ne-a dat un fel de hartă. Cred că e nu, de fapt este un ghid. Da. În limba engleză, avea mai multe germană, limbi. Germană, greacă, rusă. Da. Și aici o să ne arate și o să ne explice exact la ceea ce ne uităm. Haideți să începem turul. Castelul medieval din Larnaca este situat la capătul promenadei Finicudes. Castelul medieval este numit și fortul din Larnaca. Se crede că a fost construit inițial în Evul Mediu și și-a luat forma actuală în timpul dominației otomane, deși există oarece contestare a originilor sale. Cronograful Florius Bustronius o datează din anii regelui James I, care a domnit în Cipru în anii 1382 până în 1398. El a construit-o pentru a proteja portul orașului. În acest timp, genovezii au ocupat Amohostos și lusignanii au trebuit să dezvolte un alt port major pentru nevoile regatului lor. Surse din secolul al XV-lea insistă că castelul a fost construit de turci în 1625 după Hristos, deși o garnizoană turcească a fost staționată acolo încă din 1570. Alte referințe ale călătorilor confirmă că castelul a fost construit înaintea anului 1625. Te simți aici, așa că te simți ca și cum suntem într-un film de la medieval, cu cai, cu săbii, cu costume. Deci că suntem cu mii de ani în urmă, așa la tecea. Și e ceva ireal. Hai să vă arăt aici priveliștea de sus, de pe castel. Hai să vedeți aici. Uitați de acolo, am intrat noi. Uitați ce priveliște mare aici. Aici este castelul. Acum mergem acolo în față, unde este muzeul castelului, și să vedem ce este și acolo.
Astăzi, castelul găzduiește micul muzeu medieval din Larnaca, în trei săli și expune artefacte din perioada creștină timpurie din secolul 4 până secolul 7. Chiar până la perioada otomană din secolul 15 până secolul 19. Am vizitat cam tot ce a fost de vizitat aici la castel, muzeul, ați văzut și priveliștea de sus cum a fost. A fost chiar frumos, o experiență frumoasă și aici la castelul din Larnaca. Acum plecăm de aici și vedem care va fi următoarea noastră destinație. După sfârșitul erei otomane în Cipru, britanicii au transformat-o într-o închisoare și a fost folosită în primii ani al domniei lor. Camera de vest a parterului din est a fost folosită pentru execuția prizonierilor. Spânzurătoarea, care este construită în cameră, a fost folosită până în 1948. Ce ne place este că Ciprul este plin de istorie și plin de locuri superbe și frumoase. Până acum, oamenii au fost foarte primitori cu noi, hotelurile au fost comode și așteptăm cu nerăbdare să vedem care va fi următoarea noastră destinație. Acum ne întoarcem tot unde am venit. Avem undeva la vreo 15 minute de mers pe jos, când ne-am depărtat foarte tare de mașina. Asta e. Mergem, ne plimbăm, este o zi frumoasă. Și hai să vedem cum va fi călătoria în continuare. Am ajuns la mașină, Alexandrina se chine cam mult cu bagajele. Toată. La ce portbagaj avem, vă dați seama că abia le băgăm și abia le scoatem bagajele. Da, nu pot. Ce pățit, iubita? Ce pățit? Trebuie să-mi dai la tău cameo-ul ăsta cu CC. Ah, ok. CC? CC. Cu Type-C. Type-C. Ai fost cam șocată. M-a chinuit degeaba. A meu e acolo, înăuntru. Poți să iei de acolo. Pe bune. Îngeată, suprim ăla mic, buzunar mic. Bun. Aici e mașina noastră, micuță și frumoasă. Urcăm acum în ea și plecăm către următoarea noastră destinație. Alexandrina e într-o dispoziție foarte bună. Așa telefonul. Și-a uitat ceva, Alexandrina, acolo și haide să mergem. Am ajuns la următoarea noastră destinație. Am parcat mașina frumos acolo. Stai să-mi cui. Și am închis-o. Alexandrina e acolo în față. Și hai să vedem unde am ajuns. Stai aici. Aici am ajuns. Acum încercăm să urcăm și noi acolo sus, să vedem cum se vede de sus. Să vă povestim despre ce este vorba aici. Apeductul Camares, cunoscut și sub numele de Apeductul Bekir Pasha, este un apeduct lângă Larnaca, Cipru, situat în afara orașului, lângă vechiul drum spre Limassol. A fost construit începând cu anul 1747. Tasos Mikropoulos a descris-o ca fiind cea mai importantă sursă de apă construită în Cipru. Apeductul a fost finanțat de Ebu Bekir Pasha, cunoscut și sub numele de Kocha Bekir Pasha sau Abu Bakr Pasha, care a fost guvernatorul otoman al orașului Larnaca.
Structura a fost în funcție până în 1939 și este formată din 75 de arcade. Gata, atât a fost și cu destinația aceasta. Acum urcăm în mașină și mergem la hotel, la următoarea noastră cazare. Că este ora 2 și la 2 suntem cazați ca să intrăm la hotel. Haideți, până aici. Până la urmă ne-am întors tot în locația unde a fost mai devreme, acolo unde a fost marea, și aici se află hotelul nostru. Acolo este în față, hai să vi-l arăt. Acela mare din față și haideți să vedem cam cum arată și hotelul și ce priveliști avem, pentru că marea este acolo. Să vedem dacă avem priveliști la mare sau nu. Uitați, așa se numește hotelul nostru din Larnaca, Sun Hall Hotel. Hai să vedem cum este înăuntru. Cipriotul, uitați aici cipriotul. La bogați. Și hotel de 4 stele, îți place? Place mult. Eu. Abia aștept să vezi camerele? Yes, yes. Este 30. Asta este camera. Da, și pe cheie. 30. Am intrat. Oh! Ce priveliște avem aici. Hai să vedeți și voi. Wow, ce priveliște avem aici. Deci este ceva incredibil aici. Ce priveliște avem. Wow. Hai să vedem și restul de hotel. Este living-ul. Deci este dormitorul. Ce părere ai, iubita, de priveliște? Frumos. Mă amintește puțin de Malta, așa-i? Da. Hai să vă arăt și baia. Uitați aici. Dușul. Frumos. E frumos, nu? Îți da, place? Da, chiar. Am găsit, n-am văzut mașini de spălat. Frumos. Cum? Cum? Ce cauți? Aici e bucătăria, nu e hotel de lux, am ales cel mai ieftin, dar contează că avem o priveliște frumoasă, nu? 4 stele, aia că e cel mai ieftin. Asta e. Și uitați aici în baie ce avem, body lotion, avem șampon, shower gel. Noi patru persoane suntem aici cazați și ne-am dat la fiecare persoană câte unul. Foarte frumos. Avem aici două săpunuri de mâini. Da, deci avem de toate. Cam asta este hotelul nostru. Acum ne punem lucrurile și ne pregătim să vedem unde mergem în continuare. Acum am ieșit din hotel și mergem să mâncăm undeva. Când s-au făcut foame. Și hai să vedem unde o să mergem. Uitați, restaurantul este aici. Vis-a-vis de hotel. Hai să vedem. Ia spune, iubire, ce-am comandat? Hai spune. Ce-am comandat noi aici la Pizza Hut? Deci am comandat aici la Pizza Hut un fel de ofertă care costă 6,90 € și că poți să mănânci cât vrei tu. Îți aduce ce pizza vor ei, ce mărime vor ei și îți alegi numai gustul pizzei, cum e, ce să fie pe ea, adică pepperoni, margarita, așa mai departe. Și dacă lași cumva în farfurie, atunci trebuie să plătești prețul integral al pizzei. Hai să vedem la ce provocare ne-am pus. Să vedem dacă o să reușim să o batem sau nu, sau ne bate ea pe noi. Hai să vedem. Ce zici, iubita, reușim? Provocarea asta, să o facem. Prima, da, a doua nu mai știu. E bună? Pizza Hut, îți dai seama. Bun. Hai să mâncăm și revenim după ce am mâncat.
mai poți, iubita? Poți? Uite, am mâncat tot. Mare o felie, i-am dat-o de la mine, deci... și am dat o felie de la ea, dar am mâncat-o. Și ia spune-mi cum e provocarea asta. Cum e provocarea asta? Numai dacă ți-e foame. Dacă nu, trebuie să plătești preț integral, nu? Pierd. Dar o pizza de asta cât e? Cât costă o pizza de asta integrală? Asta medie, 12-13 euro. 12,90 euro. Ne-am dat 7 euro, ne-am scos. Ne-am dat 6,90 euro. Da, s-a meritat. Hai să vedem dacă o să reușesc să mănânci pe asta. Haide. Sucul e cam gata. Nu mai gata. Pizza mea s-o felie. Cine mai poate? La mine și hai să vedem. Gata. Aici în spatele nostru este Pizza Hut. Uitați-vă. Și am reușit să... să mâncăm toată pizza. Amândoi, nu? Stomacul. E bine acum? Poate, stau în pat, nu mai pot. Măcar ne-am spus. Cu o ofertă destul de bună. Da. Acum avem aici o pizza, eu ducem la Dani, la hotel și mergem la următoarea noastră destinație. Am ieșit de la hotel, uitați aici, trei feluri de persoane, unul cu tricou, unul cu geacă și unul cu hanorac. Uitați. Deci, n-are rost, asta e. Hai că acum merg la mașină și acolo am și eu hainele mele și asta e, rab puțin. Că deja noaptea în Cipru se face frig și trebuie să fii îmbrăcat. Hai să vedeți la ce locație să mergem acum. Să fie o locație superbă cu foarte multe activități. Gata, am coborât din mașină și mai avem vreo 5 minute de mers pe jos, deoarece acolo n-am avut unde parca mașina, unde mergem acum. Cu geicile pe noi, am tricou pe desubt, că nu ai cum altfel noaptea. E destul de frigut noaptea, așa-i? Iubita! E pe mine mă întreb, care tot timpul mă îmbrac gros. Ea normal... Friguroasă. Ea normal este cam friguroasă, Alexandrina. Hai să continuăm călătoria și să ajungem la destinație. Gata, am ajuns și la următoarea noastră destinație. Uitați aici cum arată. Biserica Sfântului Lazar poartă numele lui Lazar din Betania, din Noul Testament, subiectul unei minuni relatate în Evanghelia după Ioan, în care Iisus îl înviază din morți. La ceva timp după învierea lui Iisus, Lazar a fost forțat să fugă din Iudeea, din cauza comploturilor despre viața lui și a venit în Cipru. Se spune că a mai trăit 30 de ani și la moartea sa a fost îngropat acolo pentru a doua și ultima oară. Biserica Agios Lazaros a fost construită peste reputatul al doilea mormânt al lui Lazar. Am uitat să menționez că biserica are două programe, unul de vară și unul de iarnă. Cel de vară ține din 1 martie până 31 octombrie. Iar cel de iarnă ține din 1 ianuarie până 29 februarie. Următoarea noastră destinație se află la 44 de kilometri. Pe GPS ne arată 41 de minute. Aleaptă aici. Și haide să vedem cum va fi drumul și dacă o să fie frumos acolo unde mergem. Până la urmă am ajuns aici la destinație, numai că este o problemă cam mare. Este închis, din păcate, și pe internet scrie că doar în martie, cel puțin așa cum am citit noi pe internet. Dar pe internet arată normal că este deschis, de la ora 6 în sus. Și uitați aici, uitați acolo în față sunt, aștia sunt ca la Prater în Viena, în Austria, dar sunt închise. Este un parc mare de distracții, dar este închis. Este închis, ce ziceți? Ce să zicem? Eu știu că-s vinovată, că na. Asta e, nu? Și așa a dat ăștia vina pe mine, că eu cu organizarea mea și cu a ta, bă, și tot așa. Se mai întâmplă și de aștia, asta e. Oricum, poate reușim să intrăm înăuntru, să vă arătăm așa cât de cât, cam cum arată aici. Mi-arată
pe... Hai să vedem, uitați, acolo este în față ceva lumină, să vedem ce e. Uitați, așa se cheamă. Uitați aici, intrarea. Hai să vedem. Totul este închis. Uitați aici. Ceva lumini aici, dar... Dragi prieteni, aveți ocazia. Uitați aici, numai cam atâta. Este deschis. Uitați, trampolina, măcar aia este deschisă. Uite ce fain e aici, apă. Uitați și lac, poate ce fain e parcul ăsta, dacă era deschis. Lacul e lac, iubire. Foarte frumos. Cred că aici erau cu bărcuțe de la care te plimbai, așa-i? Poate să aici. Piscina micuță. Da. Uitați, numai aici, numai asta este deschis aici. Deci și o petrecere, iubire, înăuntru. Uite ce mai avem aici în față. Mai avem și de asta, air hockey. Uite aici. Uite acolo de copii, este înăuntru. De aia ceva petrecere acolo înăuntru și nu știu dacă o să putem intra. Mai mare ca la prate. Da, uitați-vă aici. Asta e mai mare ca la prate, uitați-vă cât de sus e. Aici e catapulta aia care te aruncă în sus. Dar păcat, acolo în față este un roller coaster. Dar din păcate totul este închis. Hai să vedeți aici în față ce mai este. Uitați-vă. Aici motociclete de astea care te dai și faci roata. Edita, dacă vezi acest vlog, sora mea, pune, scrie în comentariu dacă îți amintești când ne dădeam noi când eram mici în Grecia cu aceste motociclete. Amintiri frumoase din copilărie. Este păcat că un parc așa de frumos este închis și nu poți să te dai pe nimic. După ce am venit 45 de kilometri până aici și să venim la un parc închis. Hai că acum mergem în față, încet încet, ne apropiem de roller coaster. Să vă arăt acolo în față cam cum arată roller coaster-ul ăsta. Uitați-l aici. Asta e. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, că e noapte. Acolo în față, acolo în față este și cercul. Acolo în față este și cercul. Și cam asta este roller coaster-ul. Arată exact ca un parc părăsit. Mare păcat că este închis. Vedem acum ce o să facem. Uitați aici pe Emi. Uitați aici pe Alexandrina. Și acum vin și eu aici. Uva. Uite aici. Așa da experiența în Cipru. Ce-i Dani? Prea multă apă minerală? O fac cam tare apă minerală de seară, să fie. Păi acolo! Hai Vita, stai pe spate! Stai, lasă-te pe spate! Uite așa! La pământ. Hai vine pe spate, hai să arunc de pe spate. Nu vreau pe spate, că mi-e frică. Hai să te vedem pe Dani, ia dai. Picioare. Gata, Dan. Dan. Hai, ce o dai?
super experiența în Cipru. Yay! Super! Așa da, experiență. Cum a fost experiența, Emi? Așa da. Asta da experiență, nu? Surorile. 2-0, gata. Și acum este lupta. Tamita dă golul, marchează la minutul 98 în prelungiri. Și gata, s-a gătat. Bravo, Tamita. Final de meci, 7-0. Tamita câștigătoarea. Pierzătoarea. Și acolo șnurul. Asta merge cam tot. Uitați acolo, a început meciul bine. Uitați acolo. A dat-o Emi. De s-a dus în spațiu. Acum, de la 11 metri. Acum vine cu mingea înapoi. Și Daniel începe meciul. La minusul 10. Șutează, dar ratează. Acum Emi vrea să facă un studio la direct cu gol, dar iar o ratează și o dă peste poartă. Asta e. E un meci, e un meci strâns, haideți, haideți. E un meci destul de strâns, este 0-0, uitați-vă și voi. Așa? Și hai să vedem. Emi vrea să facă acolo o schemă de aia, o meșcherie de aia de Messi, dar nu-i merge. Acum direct Daniel îi dă, Emi dă. Emi dă pe lângă, Emi dă primul gol, 1-0 pentru Emi. Am produs canal! Aici este mare concurență! Pe rupere! Ia-ți o parte! Să nu mă dai în gură. Hai de capul meu. Da. Daniel, Emi, Daniel. Emi, Daniel. 3-1 pentru Daniel. Haideți! Daniel, șutează! O câștigat! Da. O câștigat, Daniel! Aici avem câștigătorul nostru, Daniel! Da? Ei, mi-a pierdut! Uitați aici, câștigătorul al doilea meci în seara de asta. A fost un meci amical, uitați aici. Așa, da. Bravo, campionii! Bravo, frumos! A treilea meci în seara asta se joacă Alexandrina cu Elisabeta. Scorul este 0-0 și meciul a început destul de forță. Alexandrina șutează, și ratează și Elisabeta! 1-0 pentru Elisabeta! Bravo! 1-1 pentru Alexandrina! Bravo! Bravo! Elisabeta șutează, o ratată? Nu ajunge niciuna, uitați-vă aici, am meci strâns! Uitați-vă acolo ce meci! Bravo! Alexandrina, băga gol! Bravo! 3-3! Gata! Este scorul strâns! Haideți! Haideți! Bravo! 4-3 pentru Elisabeta! Este un meci destul de bun! 5-3 pentru Elisabeta! Haideți! 5-4 pentru Alexandrina! Avem un meci foarte, foarte bun în seara asta! Este finala. Finala din Cipru aici, vedeți? 6-5. Este o finală destul de frumoasă. În seara asta vedem un meci care nu am mai văzut de ani de zile, din 1978, de când s-a fabricat acest parc. N-am mai văzut așa meci. Este foarte strâns. Elisabeta încearcă să câștige acest meci, dar cred că a reușit, Elisabeta s-a fost... Nu a reușit! Alexandrina, 7-6! Și s-a terminat! Elisabeta cu 7-6! Bravo! Bravo! Aici avem cine a pierdut, asta e Alexandrina, a pierdut, dar acolo avem campioana serii. Atât, acest meci s-a terminat. Vă mulțumim pentru spectacol. Uitați-vă ce fac ei în parcul închis noaptea. Acolo Daniel. De pe lângă? Daniel a băgat primul. Daniel a băgat a doilea. Daniel a eșuat. Ăsta a eșuat. Frumos. Bravo.
ratată. Oh, ce zice? Verișorul Emi din Anglia. A fost super. Chiar dacă nu a fost parcul deschis, dar... Măcar aș tu să ne distrăm noi. Da. Cam atât a fost aici în seara asta. Acum plecăm de aici. Ce acolo? Hai, Emi, urcă. Urcă repede. Oh, mai avem încă o activitate seara asta. Mai se desfășoară aici parcul de distracție activitate. Stați aici. Cam asta a fost vlogul de astăzi, l-am încheiat destul de amuzant, părerea mea, noi am fost Richard și Alexandrina și ne revedem la următorul vlog, bye! Bye!